Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, așa că fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem bun venit invitatului nostru, nimeni altcineva decât domnul Laurențiu Bărbulescu, coordonator Family Life România. Laurențiu, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Mă bucur că putem sta din nou împreună, față în față astăzi, pe o temă, să spun eu, dragă ție, foarte importantă pentru noi. Astăzi vom vorbi despre căsnicie, vom vorbi despre căsătorie, despre familie. Practic, vom încerca să înțelegem cât mai mult din ceea ce înseamnă căsătoria și, într-adevăr, dacă la un moment dat putem trage o linie. Dacă printre alte definiții pe care le putem da căsnicie, putem spune că este și o artă, ceva care are de-a face cu sublimul, cu tandrețea, cu, știu eu, cu frumosul, până la urmă. Da? Pe lângă, să spunem, reprezentarea aceasta juridică pe care o are căsătoria, practic un contract, o înțelegere de bunăvoie între un soț și o soție, dacă putem mai adăuga și alte, să spunem, aspecte a acestui parcurs împreună, în ceea ce înseamnă căsătoria, căsnicia. Știu că ești implicat de foarte mulți ani, ești coordonator Family Life și o să discutăm și despre ceea ce faci tu împreună cu soția ta. Și practic simți foarte mult cu provocările pe care căsătoria o poate aduce în viața unor oameni. Și vreau să ne uităm puțin așa, tot plecând de la câteva exemple practice, la ceea ce se întâmplă de fapt în perioada de dinainte căsătoriei, căsătoria cu parcursul și apoi, să spunem, partea aceasta de final, de, să spunem, îmbătrânire împreună, maturitate, da. Știu eu, apropierea de finalul vieții. Pentru că sunt cazuri și știm și eu, știm și tu și eu de familii care durează de zeci de ani, 50-60 de ani de căsătorie și asta înseamnă că ceva se întâmplă. Bineînțeles, există și partea cealaltă în care discutăm de familii care se destreamă foarte repede, altele după câteva, să spunem, decenii, dar totuși sunt tot felul de exemple. Haideți să ne uităm puțin la tema aceasta a familiei, că zici, cum o vezi tu ca un om care într-adevăr se preocupă și familist cu de mulți ani copii, da, practic vorbim din toate punctele de vedere, atât teoretic cât și practic. Da, căsătorie de 31 de ani cu 3 copii adulți. Da, de fapt când am hotărât și eu și soția mea să ne implicăm în Family Life, în această fundație în care suntem și acum, am făcut-o pentru că ne-am dat seama de nevoile, de problemele, de provocările din familiile din jurul nostru. Și am văzut în același timp că implicându-ne, prima dată ne-am implicat ca voluntari și pe urmă am hotărât să facem asta tot timpul nostru, full time. Ne-am dat seama cât de mult ne ajută pe noi doi în relația noastră. Atunci când am organizat un grup mic de familie, am invitat la noi acasă, am studiat ceva împreună, am discutat despre viața de familie și am văzut cât de mult ne ajută pe noi atunci când noi încercăm să-i ajutăm pe alții. Revenind la întrebarea pe care ai pus-o legată de căsnicie, și în primul rând căsnicia este o relație cu totul și cu totul specială. Și Dumnezeu este arhitectul ei. Dumnezeu a proiectat-o. El este cel care a gândit-o. Știm foarte bine că atunci după ce l-a creat pe om, pe bărbat, Dumnezeu a făcut o evaluare a stării bărbatului și a rostit aceste cuvinte. Nu este bine ca omul să fie singur. Este interesant că Dumnezeu putea să împlinească toate nevoile omului, dar a ales să împlinească o parte dintre aceste nevoi cu care Dumnezeu l-a creat pe om prin crearea unei alte persoane asemănătoare cu bărbatul, dar diferită de bărbat, a creat femeia, ca să fie un ajutor potrivit pentru el.
Și l-a creat în mod intenționat, cu anumite lipsuri, cu anumite goluri, cu anumite deficiențe, dacă putem spune așa, tocmai pentru a se completa cu femeia, pentru ca ea să fie cu adevărat potrivită pentru el. Și relația aceasta este prima relație interumană pe care o găsim în Biblie. Da? Relația dintre bărbat și femeie, dintre soț și soție. Și este interesant că Dumnezeu, după ce a creat-o pe femeie, și vreau să revin puțin mai târziu la acest verb, a creat, a făcut femeia, pentru că e foarte important aici, El a înfățișat-o, a prezentat-o, Dumnezeu personal lui Adam. Și asta arată că ea reprezenta un dar perfect din partea lui Dumnezeu pentru bărbat. Și la rândul lui, el era darul perfect, da? pentru ea. Fiecare un dar perfect pentru celălalt. Și de aici ne dăm seama că Dumnezeu dorește ca această relație specială să fie una cu adevărat semnificativă, împlinitoare, plină de bucurie, plină de satisfacție pentru amândoi, și pentru soț și pentru soție. Deci, practic, pornind de la originea căsătoriei, vedem foarte clar că Dumnezeu este Cel care pune cele două entități, să le numim așa. Îi aduce împreună. Cu lipsurile, bineînțeles, cu problemele, cu provocările fiecăruia dintre ei, da, bărbat și femeie, dar El este Cel care, practic, a treia persoană, El este Cel care face ca această uniune să funcționeze. Exact. Și vreau să spun că dacă ne uităm din punct de vedere al înțelegerii dintre Adam și Eva în Eden, ea a funcționat, pentru că s-au înțeles, adică au făcut împreună același lucru. Adam s-ar fi putut opune, ar fi fost poate un gest, să spunem, bărbătesc, dar totuși el la nivelul acesta, chiar dacă e în sensul negativ, ei s-au înțeles acolo, adică au făcut... Da, exact. A fost de comun acord, a fost un acord în momentul în care a mâncat ea, a mâncat și el. N-au avut o problemă, o dispută în Eden, ei doi. Da, e foarte adevărat. Cel puțin la început. Exact. Da? Până ajungem în capitolul 3 din Geneza. Exact. Da. Când aruncă vina. Da. Sigur, parcă e un preambul așa al vieții de căsătorie, al căsniciei. Că vedem lucrurile astea în realitate și după mii de ani, da, după aproape 6.000 de ani de la creație, vedem că lucrurile se întâmplă inclusiv în zilele noastre. Da, exact. Dar ai spus un lucru foarte, foarte important. Modul în care Adam a reacționat în momentul în care i-a fost prezentată femeia. Deci el a fost plin de bucurie, a primit-o cu mult entuziasm, ca și cum ce am făcut să merit așa ceva. Bine, nu știa pe Eva, nu știa nimic despre ea. Atunci a văzut-o pentru prima dată. Dar el a primit-o, a acceptat-o și e mai mult decât a acceptat. El a îmbrățișat darul lui Dumnezeu cu toată bucuria pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Și știa că Dumnezeu nu poate să-i facă decât un dar perfect lui. Și ăsta este un lucru pe care noi îl subliniem în discuțiile pe care le avem cu la conferințe, în mentorare, în consiliere. Le aducem aminte celor care ne întâlnim faptul că fiecare dintre ei este un dar perfect pentru celălalt. Nu este perfect ca și persoană, este un dar perfect. Că ajungem imediat și la imperfecțiunile care sunt acolo în dreptul fiecăruia. Da, este foarte, foarte, foarte interesant, pentru că uite că deși sunt două, am spus, entități așa la modul general, deși sunt două persoane absolut diferite, cu abilități și cu pretenții și cu așteptări, în Dumnezeu, aici se întâmplă lucrul acesta, să spunem, uimitor. În Dumnezeu se aliniază și plecând de la premiza asta foarte, foarte frumoasă, că este darul perfect pentru celălalt. Fac așa, trec puțin peste un punct și vreau să spun o chestie pe care am observat-o și sunt uimit. Mă uit la cuplurile, inclusiv la fotografii și la oameni pe care îi văd de zeci de ani și observ din foarte mult că la un moment dat oamenii încep să semene unii cu alții, adică soțul și soția seamănă inclusiv la figură, să zic așa, sau cât de cât fețele încep să pară
asemănătoare. Da. Nu știu, e o chestie, poate, nu cred că e o chestie care mi se pare, știu că se întâmplă lucrul acesta. Deci, așa de bine se conturează uniunea asta, astfel încât oamenii deja știu cum va răspunde, nu mai spun la locul acesta, după 10 de ani știe exact cum va răspunde, ce va face, dar inclusiv să se completeze atât de bine încât să se mene. Da. Și se și influențe. E normal să se influențeze. Când trăiești împreună cu altă persoană pentru timp de mulți ani, e normal să fii influențat de celălalt. Fie că vrei, fie că nu vrei. Da? Te influențează în multe privințe. Aici, haideți să trecem acum așa la cele câteva etape pe care le-am pus. Voi faceți foarte multe consilieri și chiar vreau la un moment dat să ne spuneți care sunt, să spunem, programele pe care le voi desfășura la Family Life. Că știu că faceți atât consilieri, faceți atât cursuri, faceți conferințe și multe altele. Cu siguranță ai avut de a face cu tineri în perioada de dinainte de căsătorie. Vreau să spun dacă ai observat o diferență între discuțiile pe care le ai, între temele abordate și mai ales dintre entuziasmul pe care tinerii aceștia, viitori căsătoriți, le au cu voi și, să spunem, după ani de zile când se mai răcesc lucrurile, poate apar copii și cei care de obicei vin la întâlnirile voastre, poate pentru consiliere, poate un sfat, la o conferință, știi, dacă se observă vreo diferență între atitudine și după ani de zile, să zic așa. De fapt, atunci când facem pregătirea pentru căsătorie cu cuplurile logodite, noi îi pregătim, îi avertizăm că după primele luni, săptămâni, primele luni după ce se căsătoresc, se prea poate ca sentimentele acelea înalte de îndrăgostit să nu mai fie așa de puternice și că este nevoie de un efort, de o muncă pe care fiecare trebuie să o depună, astfel încât relația să funcționeze și chiar să mențină romantismul. Bine, aici este un lucru foarte frumos. Dumnezeu ne-a creat cu emoții, cu sentimente. La începutul relației, sentimentele acestea sunt foarte înalte. Ele contribuie la atracția asta reciprocă, da? Între un băiat și o fată. Și după un timp, ele se estompează. Interesant este că Dumnezeu a dorit ca noi să nu ne bazăm tot timpul sau relația aceasta să depindă în totalitate de sentimente, de emoții. Relația aceasta are nevoie de mult mai mult ca să funcționeze. Nu se bazează doar pe emoțiile respective. Bineînțeles, emoțiile, sentimentele pe care le avem unul față de celălalt se modifică în timp, dar dragostea capătă noi valențe, noi fațete. E important să întreținem acest foc al dragostei dintre noi. Nu merge de la sine. Și eu cred că aici este greșeala cea mai mare a multor tineri care se căsătoresc. Au impresia că relația va funcționa de la sine, fără ca ei să depună un mare efort, doar pentru faptul că se iubesc. Și când spun că se iubesc, ei se referă de fapt la faptul că au sentimente înalte unul pentru celălalt. Și în momentul în care sentimentele pălesc, se gândesc, păi nu ne mai iubim. Da. Dar nu asta este dragostea, de fapt. Am auzit pe cineva care a spus un lucru foarte, foarte inteligent, frumos. Căsnicia este o relație mult mai frumoasă decât mi-am imaginat, dar prețul pe care trebuie să-l plătesc ca această relație să fie așa de frumoasă este mult mai mare decât l-am estimat inițial. Da? Deci căsnicia este frumoasă. Este ceva cu totul și cu totul special pentru că așa a intenționat Dumnezeu să fie. Ne-a dat un cadou extraordinar prin această relație între bărbat și femeie. Dar în același timp Dumnezeu a intenționat ca ea să funcționeze într-un anumit fel. Și de aceea ne-a dat și roluri în căsnicie, rolurile soțului, rolurile soției. Și dacă ne uităm la începutul căsniciei, ne uităm în Geneza, la prima căsnicie între Adam și Eva, vedem că acolo este, pentru că acolo găsim în Geneza 2:24 definiția căsniciei. Da, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci este vorba de o dedicare
Este vorba de un angajament, de un legământ pe care îl iei față de celălalt. O declarație de loialitate pe care o reînnoiești în fiecare zi. Nu este o declarație pe care luat-o la nuntă și gata. Și aici este frumusețea căsniciei. Și de aici decurge, din acest legământ, din acest angajament reciproc. Decurg și sentimentele și emoțiile frumoase și toate celelalte. Bun, una din provocările pe care le văd eu astăzi în mediul creștin, cel puțin, este că se face din ce în ce mai puțină consilieră premaritală. Nu știu dacă și tu ai același sentiment. Voi faceți, dar Family Life este organizația care face împreună cu... Voi lucrați împreună cu biserice, cu comunitățile. Da. Dar mă refer la nivel de biserică, la nivel pastoral. Oamenii oare poate și tinerii nu mai sunt deschiși să asculte, totul merge exact pe ceea ce ai spus, pe partea aceasta a îndrăgostirii și restul nu mai contează niciun sfat din stânga și din dreapta, știm noi ce avem de făcut. Și una din marile provocări este că neavând o pregătire în care știm și tu știi foarte bine, li se explică și provocările care vor veni nuntă, pentru că investiția foarte mare este până la nuntă. Dacă ne uităm și chiar în videourile pe care le vedem de la diverse nunți, vedem că foarte multă preocupare este pentru, să spunem, prima parte a ceea ce înseamnă căsătoria. Da. Exact, pregătirea pentru nunta să fie cât mai frumos, cât mai fastuos, după care începe viața reală, să zic așa. Și atunci dai seama că lucrurile nu sunt... Exact. Te lovești de realitate. Te lovești de realitate. Da. Ba mai mult, noua familie are nevoie. Nu toate familiile de tine trăiesc, să spunem așa, cu ajutorul părinților sau stau împreună cu părinții. Trebuie să-și iau o chirie, trebuie să se întrețină. Și atunci încep să... Să apară... recomandat să fac asta. Da? Da. De să nu stai cu părinții. Bine, unele situații... poate nu se poate realiza acest lucru, dar dacă citim Geneza 2 cu 24, va lăsa, da, pe tatăl și pe mama sa. Și acum vine poate cea mai mare, să spunem, problemă este atunci când cei doi tineri se duc unul într-o parte la serviciu, celălalt într-o parte, se întâlnesc probabil seara și pe parcurs poate mai vin și alte, să spunem, vin copiii, alte provocări, știu eu, scade din energia aia, din entuziasmul ăla de dinainte. Și atunci încep să apară câte o mică ceartă, câte un mic conflict, câte o neînțelegere. Știu eu, stresul acesta al zilei de mâine e foarte greu pentru o familie care, de adevăr, nu primește de la părinți o casă, un apartament sau știu eu, și mai ales să vină de undeva să stea, luăm București, să-și ia o chirie. E o preocupare asta, înseamnă că să faci ceva ca să poți să trăiești. Și atunci e imposibil să nu apară și fricțiuni, da. Aici este ce se poate face aici. Pentru că zicem noi că timpul rezolvă. Și vreau să-mi spui dacă într-o căsnicie este adevărată chestia. Dacă conflictele astea micuțe, hai, lăsăm pe mâine, ne culcăm supărat, ne trezim, mai vedem, mai uităm. Cum putem sau cum se poate sau cum e indicat sau cum spune Sfânta Scriptură, hai să o luăm așa, ca relația aceasta sau perioada aceasta de mici hârjonele, hai să le zic așa, să nu ducă la probleme mai mari și la o neînțelegere în care după o perioadă să zic că nu ne mai înțelegem și să ne despărțim. Da, în primul rând timpul nu le rezolvă, adică dacă le lași nerezolvate, sigur nu se vor rezolva de la sine. Și de fapt atunci când neglijăm relația cu celălalt, din diferite motive, serviciu, ești ocupat, responsabilități într-o parte, în alta, în casă, copii și așa mai departe. Când neglijezi asta, se produce o izolare, o depărtare între soț și soție și distanța asta se mărește în timp, până când cei doi sunt destul de înstrăinați unul de celălalt. Și noi tocmai lucrul acesta vrem să-l evităm. Faptul că mai apar mici certuri, mici neînțelegeri, astea nu sunt neapărat probleme. Sunt chestii de minus și plus, da, sunt normale. Da, da. Sunt normale. Și aici vreau să specific un lucru legat de certurile, neînțelegerile în cuplu.
cele mai multe apar din cauza diferențelor dintre cei doi. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Avem perspective diferite despre cum să cheltuim bani, avem perspective diferite despre cum să facem munca în casă, câtă curățenie, cum să arate casa, cum să ne creștem copiii. Unul vrea să stabilească pentru copii niște limite mai largi, mai generoase, mai multă libertate, celălalt mai strânse și apar astfel de neînțelegeri. Dar dacă noi ne gândim ca soț și soție, diferențele astea dintre noi sunt normale. Sunt perfect normale. Și chiar dacă avem astfel de dispute, eu cred așa, tu crezi așa, dacă ne întoarcem la gândul acesta că Dumnezeu ne-a creat în mod intenționat diferiți, atunci eu sunt gata să acord atenție și la punctul de vedere al celuilalt. Chiar dacă nu sunt de acord. Mai este un aspect aici legat de faptul că... Deci primul lucru este legat de faptul că plecăm cu perspectiva aceasta că relația de căsnicie va merge de la sine, că nu e nevoie de efort. Exact. Asta este cea mai mare greșeală pe care o facem și trebuie să ne aducem aminte că e nevoie de investiție, e nevoie să depunem efort în relația noastră. Și dacă stăm să ne gândim bine, înainte să ne căsătorim, nu ne gândeam sau nu puneam problema în felul următor. Întâi ne vom ocupa de lucrurile care le avem de făcut în casă, ne vom ocupa de copii, ne vom ocupa de alte responsabilități și, pe urmă, ne vom ocupa și de noi doi. Doi tineri care se logodesc niciodată nu vor gândi așa. Ei vor gândi, întâi ne vom ocupa de noi doi. Că asta este lucrul cel mai important. Și atunci, după ce se căsătoresc, ei trebuie să mențină ideea aceasta, gândul acesta, că relația lor este lucru cel mai important după relația cu Dumnezeu, bineînțeles. Și într-o familie, relația soț-soție este relația cea mai importantă, căruia trebuie să îi se acorde prioritatea cuvenită. Înaintea relației cu copiii. De fapt, atunci când noi ne înțelegem bine, avem o relație bună ca soț și soție, lucrul acesta e un mare cadou, o mare binecuvântare pentru copiii noștri. Pentru că asta le asigură și echilibru emoțional copiilor, ei cresc într-un mediu în care există stabilitate, siguranță și atunci când vor crește și vor deveni adulți, ei au o bază și o capacitate relațională mult mai bună decât ceilalți copii care au crescut în familii în care tata și mama nu prea s-au înțeles unul cu celălalt sau chiar s-au despărțit. Dacă tot suntem la capitolul ăsta de înțelegere, știți de ce? Da. Știi preocupările noastre, în special ale mele, pentru protejarea familiei și întotdeauna am vorbit despre pericole aceste externe. De câte ori, da. Vreau să spun, de câte ori noi, cei care am luptat pentru referendum, pentru familie, pentru ideologie, am venit cu atacurile astea externe asupra familiei, întotdeauna ni s-au aruncat în față probleme interne. Exact ce discutăm noi acum. Cu altă cuvinte, ne-am zis, măi, stai, voi să aveți în grijă de voi, și era vorba de familie de creștini în special, indiferent de confesiune, voi creștinii, pe lângă faptul că vă credeți că sunteți atacați, da, deși noi avem dreptate, voi aveți mari probleme în interiorul familiilor voastre, deși voi sunteți, cum să spun, oameni care citesc Sfânta Scriptură, oameni care se duc la biserică, voi aveți mari probleme cu, acum, putem să spunem, din păcate, certuri, chiar violență domestică sau știu, ne înțelegem copiii care datorită neînțelegerii părinților iau razna. Unele sunt chiar, să spunem așa, exportate cu ghilimele de rigoare, chiar în biserică, adică se văd și văd și alții. Și până la, afectează mărturia creștină până la urmă. Deci, practic, de multă ni s-a închis gura, te rog să mă crezi, Laurențiu, de multă mi s-a închis gura în momentul în care am încercat să vorbesc despre orice alt pericol din afară, mi s-a dat exemple de probleme din interior. Adică, bă, stai că voi nu vă înțelegeți între voi, aveți problemele voastre. Da, deci probleme apar în foarte multe familii, e important cum sunt abordate. Și referitor la întrebarea pe care ai pus-o, cum rezolvăm atunci când apar certuri, neînțelegeri și așa mai departe între noi, ce am observat și în timpul de mentorare, de consiliere cu diferite cupluri, care trec prin perioade mai turbulente în relația lor. Lucru care ajută enorm în
și vedem că îi ajută și pe ei și ne ajută și pe noi, este să ne reamintim scopul pentru care suntem împreună. De ce suntem împreună? Și noi le punem întrebarea aceasta. De ce sunteți împreună? Cu ce scop? Probabil unii nu s-au gândit când, înainte de căsătorie, că trebuie să existe și un scop în afară de a fi îndrăgostiți. Da, de fapt, prima lecție din materialul Pregătirea pentru căsătorie, prima sesiune, că sunt două proiecte înainte de sesiune, la prima sesiune este chiar despre scopurile lui Dumnezeu pentru privind căsnicia. Și unul dintre ele iese mult mai în evidență decât celelalte două. Bine, toate sunt importante, sunt trei scopuri. Și noi vorbim despre asta, dar încercăm să îi conducem în direcția asta, în discuția pe care o avem cu acele cupluri. De ce sunteți împreună? Ce vă ține pe voi împreună? Și e o întrebare foarte bună. Vezi că se gândesc, pentru că oamenii când pornesc la drum împreună, ca soț și soție, fie că unii conștientizează sau nu, îi se gândesc ca să fiu fericit. E de aia să căsătoresc. Să fiu fericit. Eu. Deci eu. Atenția e spre mine. Exact, exact. Acum, Dumnezeu a intenționat ca noi să fim fericiți. Nu vrea să fim nefericiți. E foarte clar lucrul acesta când ne uităm la prima căsătorie, da? Deci între primul bărbat și prima femeie. Dar este ceva mai mult decât atât. Miza este mult mai mare decât fericirea noastră. Și dacă mergem iarăși în Geneza, la prima căsătorie, vedem că Dumnezeu ne-a creat pe noi, și vedem asta numai în Geneza, vedem și în alte părți, Dumnezeu ne aduce împreună sau aduce un bărbat și o femeie împreună într-o relație de căsătorie ca să oglindească prin relația lor frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Îți dai seama ce valoare și cât de mult ne prețuiește Dumnezeu pe noi ca să ne creeze după chipul și asemănarea Lui. Și citim în Biblie, în Geneza 1, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și după aceea le dă acel îndemn. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Erau amândoi acolo înaintea lui Dumnezeu, și bărbatul și femeia, când le-a încredințat acest mandat. Ideea este, e o reflectare, o oglindire a lui Dumnezeu, numai prin viața pe care eu o duc, dar și prin relația noastră, prin modul în care ne raportăm, interacționăm unul cu celălalt. Modul în care ne arătăm dragostea unul față de celălalt, dedicarea unul față de celălalt, loialitatea. Și lucrurile acestea, de fapt, le vedem și în modul în care Dumnezeu se raportează la noi. Vorbind aici despre legământ și despre loialitate, despre dedicare. Dumnezeu a spus: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Același fel de dedicare trebuie să se vadă și în relația dintre noi doi, soț-soție. Și în felul acesta noi reflectăm chipul lui Dumnezeu. Acum, s-ar putea să spui, bine, și ce relevanță are pentru noi lucrul acesta în viața noastră practică, de zi cu zi? Are o foarte mare relevanță. Îți dau un exemplu. Uneori noi ne supărăm din cauza unor lucruri foarte mici. Da? Soția a lăsat geamul deschis sau a intrat în țară în casă sau a vorbit poate cu un ton mai ridicat. Nu că s-ar cuveni să facă lucrul acesta, dar și atunci te superi și ești afectat de ceea ce a făcut celălalt. 90% din lucrurile pentru care ne supărăm sunt lucruri mici. Deci asta este limpede și în familie și în alte relații pe care le avem. Și atunci când ți-aduce aminte, de ce ne-a adus Dumnezeu pe noi împreună? Să oglindim, să reflectăm frumusețea și măreția lui Dumnezeu. Atât de mare a fost valoarea și prețuirea căsniciei, este prețuirea în ochii lui Dumnezeu, a căsniciei. Și atunci, dintr-o dată spui, păi și eu mă supăr că a lăsat geamul deschis când Dumnezeu dorește ca noi să reflectăm măreția lui. Adică eu mă supăr pentru lucruri așa de mici când Dumnezeu are un plan așa de mare cu noi doi. Și reamintirea acestui scop ne dă acea motivație, pentru că îți dai seama că ai fost creat și relația a fost creată pentru ceva măreț, mult mai, nu pentru ceva mic.
Și asta îți creează motivație. O motivație de a acționa cu bunătate, cu înțelegere, cu îngăduință în relația cu partenerul de viață. De aceea, scopul acesta, și insistăm pe acest scop în discuțiile pe care le avem, am văzut că ne este de mare, mare folos. Slavă Domnului! Așa este. Mai este un moment foarte important în căsnicie, atunci când apar copii, și bărbații înțeleg foarte, foarte bine momentul acela, momentul în care deodată, de pe primul loc, cad pe locul 2, 3 sau știu eu, nu mai rămâne prioritatea numărul 1 a soției, și eu un punct de cotitură. Vreau să spun cum vedeți voi lucrurile astea, cum din punct de vedere al managementului, până la urmă, că soția, într-adevăr, e mamă și prioritatea este ca cel mic să fie protejat, să crească, să aibă tot ce deci, practic, să ambii soții se ocupe. Dar, totuși, soțul simte, practic, că a fost decăzut, să zic așa, în ordinea priorităților și nu cade întotdeauna foarte bine. Da. Da, lucrul ăsta se vede în majoritatea cuplurilor, e foarte adevărat ce spui. Adică copiii sunt o problemă care pot pune în pericol relația de soție? Nașterea unui copil. Ei sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Asta știm. Copiii, e clar, e limpede lucrul acesta și trebuie să ne aducem mereu aminte că sunt o binecuvântare de la Domnul. Dar, în același timp, trebuie să ne aducem aminte că relația cu partenerul de viață este prioritară. Și, așa cum ai spus, soția trebuie să conștientizeze. Soția mea, de exemplu, când vorbește cu alte soții, mai le readuce aminte. Să știi că relația cu soțul tău este foarte importantă. Trebuie să fie pe primul loc. Pentru că și soția mea, când avea copii mici, alte doamne cu copii mai mari au spus același lucru, i-au reamintit. Și ăsta este și rolul bisericii, de a ne aduce aminte și de a așeza prioritățile în ordinea corectă. Acum și soțul poate să dea, are și el partea lui, poate să dea o mână de ajutor, astfel încât soția să nu mai fie așa de încărcată cu multe, multe responsabilități în casă, creșterea copiilor și așa mai departe, astfel încât ea să aibă energie și pentru el. Lucrul acesta e important. Și revenind la prioritate, e important să ne punem întrebarea ca soț și soție, care sunt lucrurile pe care le facem noi împreună, doar noi doi? Da? Cineva spunea, am văzut foarte puține căsnicii fericite, dar am văzut o mulțime de familii în care părinții își iubesc copiii. Da. Foarte frumos. Da. Și e bine că își iubesc copiii, dar e trist că relația cea mai importantă e neglijată. Și atunci ne punem întrebarea, ce facem noi? Care sunt lucrurile pe care le facem împreună, ca soț și soție? Uneori poate unul dintre noi zice, ia inițiativa, hai să ieșim să ne plimbăm. De obicei soția mea are inițiativa în cazul nostru. Seara. Ieșim pe străduțele din jurul blocului nostru și, da, imediat. Lași tot ce trebuie. Da, chiar dacă aveai treabă. Chiar dacă, deși seara nu avem așa multă treabă de făcut. Și atunci ieșim și ne plimbăm și vorbim și discutăm despre una, despre alta. Uneori ne rugăm împreună în timp ce mergem. Odată știu că a zis, hai să ieșim în afara orașului. Și am ieșit la 40 de kilometri de București, ne-am plimbat o jumătate de zi împreună. Deci a fost un timp foarte, foarte bun. Și bineînțeles, ieșirile acestea pe care le avem, ăsta este un sfat pe care îl dăm tuturor cuplurilor, să iasă cât mai mult. Să plece de acasă, dacă au posibilitatea să meargă un weekend împreună, doar ei doi. De aceea noi avem și pregătite weekend-uri de neuitat și pentru cupluri. Și îi rugăm să nu vină cu copiii, să-i lase cu bunicii sau cu altcineva. Bine, unii care sunt foarte mici nu pot fi lăsați dacă sunt până în 6 luni și atunci sunt luați cu ei. Dar, în general, vrem să fie un cuplu în care cei doi să se focalizeze pe relația lor. Dacă lucrul ăsta nu este posibil, poate chiar seara sau dimineața bem o cafea împreună, stăm de vorbă unul cu celălalt, doar noi doi, în care nu implicăm și copiii. Adică, și când mergem în concediu, de obicei ne gândim cum să relaxeze mai bine copiii.
Dar ideea este cum să ne slujim mai bine unul altuia ca soț și soție. Deci aici trebuie să fie, până la urmă, focalizarea noastră și, pe urmă, și copiii. Nu-i neglijăm. Pentru că se poate, când ei ajung la 18, 20, 20 ceva de ani și pleacă de acasă, rămânem noi doi și ne uităm unul la celălalt, dacă proiectul nostru comun au fost copiii, și spunem, noi ce mai avem acum în comun? Da? Deci nu sunt numai copiii. Sunt și copiii, reprezintă o parte importantă, dar relația asta, așa cum am spus, este menită de Dumnezeu să-i oglindească frumusețea, măreția, caracterul lui. Da? Și trebuie să identificăm acele lucruri care ne fac plăcere și unuia și celuilalt. Hobby-uri, să ne implicăm unul pe celălalt în hobby-urile pe care le avem. Am auzit de un cuplu cu care ne-am întâlnit pentru mentorare și într-o zi ne-au spus, mâine nu ne putem întâlni că plecăm în Delta, doar noi doi. Și ne-am bucurat tare mult. Și am zis, uite ce lucru fain. Practic, Da. Să plimbe cu caiacul, cu canoia. Și ne-am bucurat. Alte cupluri care ne-am întâlnit și pe care i-am îndemnat să plece tot așa. Au plecat doar ei doi, au acordat un timp special relațiilor. Altcineva care a spus, soțul meu sâmbăta merge la biliard. Îi place biliardul foarte mult. Și m-am hotărât să merg și eu cu el acolo. Soția. Da? Să fiu cu el. Și a fost un lucru înțelept din partea ei. Să meargă cu el acolo. Deci trebuie să fim implicați fiecare în viața celuilalt. În toate lucrurile. E un aspect aici, că uneori avem tendința să ne vedem pe noi doi, ca soț și soție, formând o echipă, și suntem o echipă, în care eficiența este importantă. Dar eu aș spune că nu trebuie neapărat să fim o echipă eficientă, cât mai degrabă să fim o echipă unită. Am aici o ilustrație, o poveste de la niște prieteni care obișnuiau și încă obișnuiesc să petreacă o parte a timpului lor liber, ca soț și soție, jucând tenis cu alte cupluri, dublu mixt. Și odată aveau un meci și cred că era miza mai mare și soțul i-a zis soției, dă-te puțin mai încolo, ca mingile care vin și în partea ta le dau eu, că le dau mai bine. Și îți poți da seama că, bine, n-a fost deloc înțelept din partea lui, că ea s-a simțit foarte jignită de lucrul acesta, pentru că a văzut că, de fapt, rezultatul meciului era mai important decât sentimentele ei, cum se simțea ea acolo. Bine, el și-a dat seama, a realizat lucrul acesta, el a povestit asta și povestește lucrul ăsta, tocmai pentru a sublinia faptul că nu eficiența este importantă, ci faptul că sunt împreună. Da. Uneori, anumite lucruri pe care le facem împreună, unul e mai priceput, altul mai puțin câștigăm, priceput. Pierdem, dar o facem împreună. Exact, exact. Și ne pricepem, sau unul dintre noi se pricepe mai bine în anumite domenii. Da? Nu înseamnă că eu trebuie să fac lucrul respectiv, pe celălalt să nu-l implic, că eu știu cum se face mai bine. De exemplu, la calculator, eu mă pricep mai bine decât soția mea. Ea se pricepe mai bine în alte domenii decât mine. Dar nu înseamnă că numai ea se ocupă de domeniile respective sau numai eu mă ocup de domeniul acesta. Și trebuie să... Și aici e important să avem răbdare unul cu celălalt. Da, așa este. Da. Mă gândeam acum. De exemplu, multe din problemele administrative le-am delegat soției, pentru că are un... Deși eu ar trebui să fiu mai tehnic decât ea, ea are un simț mai practic al lucrurilor. De exemplu, dacă am nevoie de șurubelniță, ei cer o șurubelniță. Așa, că știe unde sunt. Dar se poate face. Adică există posibilitatea asta de a participa, coparticipa și la activitățile la care le pricepe mai puțin și celălalt, într-adevăr, să zicem că e expert. Da. N-ar avea. Dar faptul că mergem împreună, chiar dacă marea, să spunem, treabă o face chiar partenerul, totuși ești acolo, ești implicat într-un fel. Da, da. Da, trebuie să ne îngăduim unul celuilalt să facem parte din viața celuilalt. Adică să ne implicăm în lucrurile care îi fac plăcere. Și timpul liber pe care îl petrecem, iarăși e un aspect foarte important. Unde ne petrecem timpul liber? Cum ne petrecem timpul liber?
Bun, Laurențiu, aș vrea să mai discutăm un aspect care, într-adevăr, duce uneori la probleme și la unele chiar la probleme grave. Vorbim despre managementul banilor. Acum, Dumnezeu ne-a făcut diferiți, am văzut lucrurile acestea. Pregătire, poate un job ia mai bine plătit, sunt cazuri în care soția câștigă mai bine decât soțul sau soțul, da? În care banii aceștia ai familiei, da? Nasc discuții. Care aduce mai mult, e mai puternic, care se impune mai tare și multe din certurile în familie vin din pricina banilor. Da? Ba că sunt prea mult și da? Sunt cazuri din oameni din ta bogăție, pur și simplu se apucă de alte prostii și nu-și văd de treabă, dar sunt și oameni care din lipsuri încep să se certe și să se acuze, să se reproșeze unii alt, dacă într-adevăr sunt și aici tu știi cum. Și din copii apar certuri, cu siguranță, mai ales când se fac puțin mai mari și atunci, dar multe probleme apar din pricina finanțelor. Resurselor. Da, aici ai foarte mare dreptate. Gestionarea finanțelor reprezintă, e un lucru sensibil, reprezintă o provocare pentru multe familii și cu mai mulți bani și cu mai puțin bani. Vedem asta. Avem și la pregătirea pentru căsătorie un capitol adică special. Ai văzut cazuri de genul ăsta? Da, am văzut cazuri de genul acesta. Până la urmă, gestionarea banilor este o chestiune ce ține de dorința fiecăruia de a da întâietate celuilalt. Este ca orice alt domeniu al relației noastre, ca soț și soție, în care, din păcate, apare acest adversar cu care fiecare dintre noi trebuie să se confrunte, și anume egoismul. Pentru că în căsnicie apare gândul ăsta: vreau să-mi fie mie bine. Din cauza naturii noastre păcătoase, pentru că fiecare dintre noi are o natură păcătoasă, ne gândim în primul rând la binele nostru, la binele meu personal. Și atunci vreau ca lucrurile să se facă cum vreau eu. Și în privința banilor, și soția vrea ca lucrurile sau gestionarea banilor să fie făcută după cum dorește ea. De aceea apar diferențele acestea sau conflictele acestea între noi. Un lucru pe care noi îl facem și la pregătirea pentru căsătorie și atunci când discutăm cu anumite cupluri pe care le mentorăm sau care vin la consiliere, este să subliniem faptul că, indiferent cine câștigă mai mult și cine câștigă mai puțin, indiferent de câștigul fiecăruia, banii nu, sau deciziile privind administrarea finanțelor nu depind de cine câștigă mai mult sau cine câștigă mai puțin. Niciodată n-ar trebui să depindă de asta. Pentru că banii sunt ai amândurora. Da? Sunt comuni. În momentul în care cei doi s-au unit prin legământ și au devenit una în ochii lui Dumnezeu, au devenit una și în privința finanțelor. Ăsta este un lucru pe care trebuie să ni-l însușim și să devină o convingere profundă a noastră. De fapt, toate resursele pe care le avem nu sunt, dacă stăm să ne gândim bine, nu sunt ale noastre. Exact. Sunt ale lui Dumnezeu. Da? El ni le dă cu generozitate. Noi suntem doar administratori ai resurselor pe care ni le dă Domnul. Și în sesiunea aceasta despre administrarea finanțelor, ăsta este lucru cu care pornim. Cui aparțin banii? Da? Nu-i aparțin nici soțului, nici soției, sunt ai lui Dumnezeu. Dar vedem că aici se face o greșeală în momentul în care, să zicem, soțul sau soția câștigă mai mult și spune: a, pentru că eu am câștigat, eu decid. Asta mi se pare o lipsă de respect foarte mare față de celălalt. Pentru că nu sunt banii unuia sau ai celuilalt. Și amândoi trebuie să decidă cum sunt folosiți banii. Și apoi, banii trebuie folosiți în funcție de prioritățile pe care le au ca și familie. Întotdeauna administrarea banilor în familie arată prioritățile pe care le are familia respectivă. Adică noi degeaba spunem prioritatea este, să zicem, educația în familia noastră. Dacă noi nu investim bani în cărți sau în cursuri sau în alte lucruri care să ne ajute să ne dezvoltăm partea aceasta, cum putem să spunem că este cu adevărat o prioritate? Deci cum cheltuim timpul și cum cheltuim banii arată cu adevărat care sunt prioritățile noastre.
Și mai este un lucru aici, pentru că ai vorbit despre bani. E un lucru frumos care s-a întâmplat în relația noastră, chiar în primul an după ce ne-am căsătorit. Noi eram studenți. Ne-am căsătorit după anul 3 de facultate. Deci eram anul 4 și locuiam într-un cămin aici în București de studenți familiști, împreună cu alți studenți familiști. Și prieteni de-ai noștri obișnuiau să meargă la schi și mie îmi plăcea schiul, mergeam și eu cu ei, mai închiriam schiuri, dar ei își cumpăraseră schiuri și clăpari și mergeau mai des decât mine. Clar, ei, soției mele nu-i place să schieze sau, mă rog, deși îi place la munte, dar nu. Și a văzut că eu tânjeam cumva, doream și eu să am schiuri și a venit la mine și a zis: Laurențiu, vreau să-ți cumperi și tu o pereche de schiuri și clăpari. Și a insistat să facem lucrul acesta, deși ne-a costat câteva burse să cheltuim banii. Atunci eram studenți, nu aveam salariu, nu aveam nimic și erau foarte scumpe, mult mai scumpe decât acum. Și pentru mine lucrul acesta a fost foarte important. Am văzut cât de generoasă a fost față de mine cu finanțele noastre, dorind să-mi facă plăcere într-un domeniu care nu era așa de important. Era critic. Da, nu era critic. Puteam să dăm banii pe altceva mult mai important. Și asta este un lucru pe care l-am învățat de la soția mea la începutul relației noastre și cumva l-am practicat împreună, să fim generoși unul cu celălalt. Și cu banii noștri, dar și cu celelalte lucruri. Să manifestăm această generozitate. Nu înseamnă că în fiecare lună cheltuim bani pe hobby-urile celuilalt. Nu, nici de cum lucrul ăsta. Dar având această îngăduință în modul în care și dându-ne întâietate unul celuilalt, văzând ce-i face plăcere celuilalt, da, hai să luăm acum, ne gândim. Nu înseamnă că nu mai apar dispute între noi, da, din când în când. Și ne gândim, eu aș vrea să cheltui bani așa sau iar vrea altfel, dar e important să ne aducem aminte că Dumnezeu este generos cu noi și noi trebuie să practicăm același fel de generozitate în relația noastră, inclusiv cu banii noștri, oferindu-ne o anumită libertate în gestionarea banilor. Și apropo de libertate, mai ales că poate unii soți au tendința, pentru că în multe cazuri soții câștigă mai mult decât soțiile, dar sunt și situații inverse, ei se gândesc că ei au dreptul să decidă mai mult cum să fie cheltuiți banii. Dar, de exemplu, pentru că soția, în general, majoritatea familiilor, este cea care are privirea de ansamblu asupra tot ceea ce se întâmplă în casă, știe ce este nevoie de cumpărat în casă și așa mai departe. De exemplu, soția mea, când îmi spune câte lucruri trebuie să fie cumpărate pentru casă, zic, așa, nu mi-ar fi trecut prin minte că avem nevoie de toate lucrurile respective. Dar are libertatea de a lua tot ce știe că este nevoie pentru casă. Da, și eu cred că ăsta este lucru corect pe care s-ar cuveni să-l facem, noi ca și soți. Adică nu să spunem, de ce ai dat bani și pe aia, și pe aia, și pe aia, pentru că ea știe mai bine cum pot fi cheltuiți banii în casă, da? Mai ales pe lucrurile care sunt legate de administrarea casei. Slavă Domnului! Laurențiu, ne apropiem de încheiere, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Data viitoare, stimați prieteni, aș vrea să facem o emisiune împreună cu soția ta, okay. Pentru că noi acum am luat câteva dintre aspectele mari ceea ce înseamnă căsnicia. Sunt foarte multe aspecte. Deci, până la urmă, tu îmi spui că fiecare dintre aceste întrebări e o lecție întreagă, o temă întreagă, poate o carte, un modul dintr-un curs. Exact. Și încercăm și noi să aici la Prodocen să vă ajutăm astfel încât să sublinim poate lipsa asta de activitate, de activități care nu s-au putut face față în față. Știu că voi sunteți foarte tari la întâlnirile acestea cu cuplurile, weekend de neuitat, conferințe. Mereu romantici. Mereu romantici, da. Deci sunt lucruri despre care chiar se poate, mereu romantici, mă gândesc, mai există, este un ideal, ceva de vis. Există un titlu foarte frumos pentru asemenea activități. Și atât cât putem, pentru că încercăm. Am spus și repet că se vede clar și știm asta și știi și tu mai bine ca mine că bisericile nu pot să acopere foarte bine. Fără un ajutor extern, ceea ce faceți voi cu organizația voastră,
fără să vă cuplați cu, să spunem, viziunea bisericii, să colaborați cu conducerea, cu păstorul, cu, și să, putem, să puteți implementa cursul ăsta și la nivel... Nu se poate altfel, pentru că da, nevoia există. Da. Nevoia există, deci nu se pune problema. Noi ce am discutat acum, pur și simplu, în timp ce vorbeam, în mintea mea rulau tot felul de nume și cunoștințe. M-am uitat inclusiv la, la relația mea cu soția. Deci, cum să spun, e imposibil să nu te regăsești într-unul din aceste capitole. Pentru că suntem oameni și Dumnezeu ne-a dat. Așa că e o provocare pe care, să spunem așa, să o spun astăzi, ca împreună, așa când veți putea voi să, okay, să o putem, astfel încât să dăm o mână de ajutor. Până se vor putea, într-adevăr, să fim liberi, să, să putem discuta lucrul acesta despre familie. Noi întotdeauna am fost axați pe problemele externe, pe pericole externe. Da. Și știi că Producție Media a avut o activitate și are una asta. Dar vedem că, până la urmă, astea ale noastre interne sunt la fel de periculoase, poate chiar mai periculoase, și trebuie să discutăm despre ele. Da. Nu avem soluția magică. Nu cred că există vreo căsnicie, așa, un calapod în care să punem. Nu, am și spus că e nevoie de muncă, da, și de efort. Dar tendința este să minimalizăm efortul care trebuie depus. Dar... Și atunci, cu mare drag, okay, câteva emisiuni pe care împreună cu voi să le discutăm. Sigur, cu mare plăcere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu de invitație! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că ați fost cu noi, ne-ați primit în casa dumneavoastră. Până data viitoare ne vă salutăm și vă spunem la revedere!